Cum ai trăit de pe margine meciuri cu Mexic? Pe margine e mai greu decât în teren. Pe margine sunt mai multe emoții și știi că nu prea poți să faci nimic doar dacă ești introdus în teren. Ce înseamnă pentru tine să fii la echipa olimpică a României? Înseamnă foarte mult. Să fii la Olimpiadă, cred că este o șansă unică în viață. N-am mai fost de 50 nu știu, 56 de ani și cred că este o șansă unică. Ce ar fi pentru tine să fii în lotul pentru Tokyo, să trăiești experiența olimpică? Ar fi ceva incredibil, în primul rând, să mergi la Tokyo, într-o țară cum e Japonia și după aceea Olimpiada în sine este ceva incredibil. Când erai copil, te uitai la Jocurile Olimpice? Da, mă uitam, dar cred că la alte sporturi, mai puțin la fotbal. Câți români medaliați la Jocurile Olimpice poți numi? Sunt mai mulți gimnasti, cred și gimnaste, în general, dar nu știu, pe nume. Ca portar ai reușit să atragi atenția multora, mai ales la penaltiuri. Cum a fost să te califici în finala Cupei României în fața celor de la Dinamo cu un penalty apărat de tine? A însemnat foarte mult, mai ales că a fost prima semifinală de cupă. A fost ceva incredibil și am reușit să ajut echipa după un gol. Hmm. Ai și un moment ciudat tot la penaltii, pe când jucai la Rapid, un meci cu Petrolul în care ai apărat de două ori, dar arbitrul a dispus repetarea loviturii. Ulterior ai fost și eliminat. Cum a fost faza respectivă, analizând acum la rece? Cred că am exagerat puțin. Am apărat penaltiuri, dar după aceea am avut o ieșire nervoasă. Au fost mai multe trăiri atunci. După ce ai revăzut fazele, ei ai dat dreptate arbitrului? Da, i-am dat dreptate, dar am exagerat. Acum, când mă gândesc, îmi pare rău că am exagerat, nu că am ieșit în față. Pe cine ai ca idol în fotbal? idol în fotbal. Nu știu, am portar preferat, să zic așa. Alison de la Liverpool sau Ian Oblak de la Atletico. Acum sunt mai mulți portari foarte buni. Cu ce fotbalist din întreaga lume ți-ai dorit să împarți parți Cu Cristiano Ronaldo este un profesionist și toată lumea cred că și-ar dori să se alături de el. Câte lovituri e? crezi că ea putea apăra lui Cristiano? <laughs> nu știu, rămâne de văzut. <laughs>